Îl pui tu, da? Da, 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 îl pun eu. Ok, că i-am dat drumul. Adică live-ul începe în curând. Dar mulțumesc pentru daună. Mulțumesc pentru like-uri. Băi, aveți și voi grijă puterile alea în spate, în capa și gura voastră, că... Pe noi! Milioane de scuze! Aici am o chitară de la asta, care e mai mică de aici. Oare am lovit și microfonul? Mulțumesc! Mulțumesc pentru like-uri! Salut! Salut tuturor celor care au îndrăznit pentru ca să prezinte pe zonă aproape instant. Am lăsat ceasul 00 că... O să apară, dar să mai fier, că și eu sunt nebun. Am tehnicile astea de streamer de YouTube învățate de la americani. Și... fac exact... dacă m-a prins. Dar din greșeală am apăsat, am prins-o cu mâna pe tastatură și s-a dus. S-a dus vraja. Acum m-ați văzut. Salut tuturor celor care au intrat. Încă o zi, încă o poveste, încă o crimă în cartier care n-are nicio legătură cu noi, pentru că noi nu suntem făptașii. Deci n-am fost acolo. Să vedem tot ce a văzut persoana care a făcut crima. Așa erau versurile, nu știu, am făcut aici un amestec. M-am lăsat puțin așteptat. Pentru căci, o să vedeți șmecherie. Am ajuns mult mai târziu decât am preconizat că ajung. Și am făcut și magia asta. Ia uitați-o pe asta. Tehnologia viitorului vine cu noi. A? Mai umblăm la el dacă vă deranjează. Dacă e prea mare, prea aia, mai umblăm la el. Dăm mai mic așa. Ca ideea, ca idee. Se vede? Vede frumusețea asta de chat? Care s-ar putea să fie cam mult. Dar nu dau seama acum cum se vede pe dispozitive diferite. Și așa că o să vorbim împreună și până la urmă o să ajungem la dimensiunea aia optimă. Dar acum v-am cu mine pe ecran. Ia, da, mă, chiar aș putea să verific și eu, bă, pentru că și ghici. Vezi că se vede dunga de la... dunga aia albă și până la pic la jumătatea ecranului, de la chat. Da? Da, spune și mie de ce am eu dunga aia neagră la, pe ecran cu băiatul ăsta, cu Alan Wake. Ca să se vede dublu. Îi face aceeași chestie, nu știi. Da, cum făceam să scap de mizeria aia? Nu mai dai pe full screen. Păi și da, eu n-am umblat la el, frate. Și cool. Trebuie să recunosc, sincer, că joc DLC-urile astea de la băiatul ăsta așa, pentru că să-l închid cu totul, că altfel nu eram. Le borderless windowed. Ia să vedem ce zice la windowed. I will confirm. Da, avem bara aia sus, nu convine așa. Îi dăm borderless, ca să fie cancel. Na, că acum și-a revenit, pot să-l las așa. Dacă ne face figuri... Și okay. Chat-ul, vezi că ți-am zis să vede dunga aia albă. Da, acum o reglăm. Venga. Venga. Păi da, și eu ce ți-l fac, frate, că atâta... De să-i măresc sau să-i micșorez? Da, fii atent ce fac. Fii atent că dacă nici eu nu le știu pe astea, le pun 99. 9. Fii atent. Am. Nu, stai. Lăsăm 1000 aici. 1000. Lăsăm 499. Deci 99, s-a mutat pentru că s-au mutat scenele. Nu vă panicați, tot e ok. E ok. Perfect. Hai să zicem 97 ca să fie 96. 96. Aproape bine.
Bine. Asta e, dacă nu mai am la show un din ăla să-mi schimb Stream Deck. Da, Stream Deck din ăla, ca să faci. Să tragem mai în stânga. De ce? Tragem în stânga. Pe cine să trag în stânga? Chat. A, vrei să-l micșorez, adică? Da. Ia zi. Ceva de genul? Așa, și murul umblă la rezoluție și dă-le, inversează-le. Inversează între ele. Nu le inversez între ele, bro, pentru că dacă le inversez între ele, o să avem scrisul prea mic. Believe me, am făcut asta. Pe lung o să-ți micșoreze scrisul și... Păi dacă se vede dunga aia albă sus acolo. Ce enervantă rău. A, tu zici de asta de aici? Acolo, da, se vede dunga pe... Ai vezi, uite, dacă îl făceam prin type stream, asta zic. Nu aveam mizerii de genul ăsta. El e invizibil, dar are totuși un... Facem așa, îmi ziceți voi, inversăm 494, nu, 1994. Ah, ce-mi place mie că am eu pus asta aici pe... Hei, salut! Salut, Nino! Așa, și acum reglează, trage-l în sus. Ce să mai trag în sus? Eu zic că e suficient. Că, uite-te unde te-ai dus cu bara aia roșie în jos, cât de mult te-ai dus în jos. Da, dar nu mă deranjează. Dacă îl duc în sus, o să fie toată partea asta acoperită, fii atent. Să facem așa? Să facem așa turbat? Vrem așa, să... da. Nu e cam mult? Aia, stai mă, că dacă tot ne deranjează, măcar o legalizăm. Dacă trebuie să găsim altă formulă. Nu-mi place. Facem așa și dunga aia e acolo. Ce ziceți? O pui sub web-ul tău, dunga aia. E. Cum e așa? Stai să... O facem împreună, frate. Asta zic și eu, așa e foarte mult. Salutări din București, sector 3. Criso. Asta mă gândeam și eu, undeva la 10 comentarii, cred că e suficient. Cine a zis? Van the Fan. A zis bine. Eu n-am o problemă să fie așa, că la voi se vede. Eu văd jocul, eu mă joc jocul, n-am nicio treabă. Asta mi se pare și mie exagerat, cum zice Andrei. Deci, fii atent, îl mai îngustăm un pic. Nu, îl mai îngustezi și îl faci mai mic un pic. Îl fac mai mic un pic. Deci, asta înseamnă că ne ducem în 300. Nu trebuie să s-ar putea să fie prea puțin. 400. O dată. 400 înseamnă ceva de genul ăsta. Dăm așa. Asta că eu văd în real time. Undeva așa. O să existe dunga aia acolo. Că n-avem ce să facem. Hai să dăm... ceva de genul ăsta. L-aș lăsa astăzi. Dar ar trebui să ne uităm pe TypeStream, să putem mări frontul și să las undeva la 5-6 comentarii. Știi? Da. Cum e așa, oameni buni? Acum e bine. E ok, așa o lăsăm așa pe partea asta. Dacă e oricum, mai umblăm pe parcurs, ne mai luăm o pauză. Terminăm acest joc de care nu mi-este foarte... E bun? E ok? Bun. E perfect așa. V-am și aici și acum vă iau înapoi aici cât mai stăm de vorbă. Cum spuneam, acum sunteți și acolo, e mult mai simplu, direct pe ecran, frumos, elegant, poate la următorul fac pe TypeStream.
undeva când o să fac live următor, probabil peste, nu săptămâna viitoare, pentru că o să fie bubuial la mine cu filmările, o să vin blond la următorul live. Și am filmare și vineri și sâmbătă, pentru că așa stă bine actorului cu filmarea. Nu era vorba asta, era cu călătorul și... În fine. Și poate îl fac prin type stream sau prin altă aplicație, să pot mări frontul ca să vadă comentariul, pentru că nu dau seama cum se vede pe alte dispozitive, că pe PC sau televizor bănuiesc că se vede decent. Acum voi... e perfect, domne, perfect. Eu nu-ți mulțam. Nu știu cum se vede pe alte dispozitive, dar mai vedem. Switzerland. Elveția, da. Te salut din București. David. Am zis și numele în engleză. Nu David, nu. David. Salut tuturor celor care au intrat. Mulțumim mult de prezență. Bine ați venit. Și mulțumim mult de prezență. Îi dăm în continuare cu băiatul ăsta, cu Alan Wake-ul ăsta, care e un joc bun. Și o las așa. E un joc bun. Povestea mi se pare faină. Gameplay-ul ușor repetitiv. De-aia nici nu mă omor acum după aceste DLC-uri, pentru că o să mai omorâm umbre încă, zic eu, maxim 2 ore. Încerc să trec așa mai rapid prin el. După care, vă zic cum o simt eu pe energie așa. Aș da stopaj la, cu totul, să închidă Alan Wake-ul ăsta. Și aș lua... N-aș băga Final Destiny-ul acum. Aș lua... 1... 2 jocuri, dacă se ia loc, așa de fun, nu știu, ceva horror, să ne mai speriem un pic, un joculeț mai scurt, știu, am niște propuneri de la voi, mă uit un pic la final de live și pe aici m-aș duce așa, pe un, cred că următorul live după ăsta, adică îl închidem pe ăsta, următorul ar fi ceva de genul joc-jocuri, că n-aș mai sta să mai scriu joc, nu știu ce, m-aș duce horror, dar un horror din ăla, declarat. Și uite, acum mi-a arătat Wally, când a apărut ăsta Wally? 2023, în martie, cred. Că el joacă demo acum. L-ai luat, nu? Da. Acum l-am instalat și eu. Mi l-a arătat pe ăsta. Dar... Cum fac eu? Ah, gata. Mi l-a arătat pe băiatul ăsta. Să vi-l arăt și pe vouă. Ăsta e. Ce mi-a arătat el acum? Hei! Băi, stai că mi se... De ce îmi face... De ce face, mă, nenorocit? OBS-ul face chestia asta. Că nu stă în joc. Schimbă scena și dă una pe. Zici că o rezolvăm așa? Ce-a pățit, mă, OBS-ul ăsta? Că n-am dat nici update, l-am lăsat. Cum era el de la mama lui? Ce ai făcut, mă? E din cauza la joc, ești din joc de tot. Să ies de tot? Da. Super. Bă, băiatul. Și-a revenit. Și-a revenit din părți, că nu și-a revenit. S-a tras mai sus acum. Da. Ia că-i dă eu ăsta borderless să nu mai deranjeze. Dar mai să vină și la mine pe ecran, voi îl vedeți, eu nu-l văd încă, pentru că așa e, frate, cu tranzițiile alea, nu merg programele chiar așa cum. Cancel, dăm options, dăm grafică, dă-mi borderless, ăsta e. Atât, sunt de acord. Perfect, ia vezi acum, ia zi acum. Bam, perfect, ăsta e jocul despre care zic. Cea Wally Demonologist se numește. N-are hey, foarte... Să rămână, doamnă. Domnișoară, fiți atenți aici, urmează. Oglinda e liberă și vine domnișoara. Buia! 3, 2, 1... S-a strigat groază! S-a strigat horror! Ăsta e băiatul. Atât... Ăsta era... Asta e toată treaba. Atât ne-a arătat. Din el.
poate să fie interesant, poate să fie o prostie. Putem să ne oprim și să mergem la ăla propus de voi și jucat de Hollow, care ar fi chiar groază, groază. Și mie mi s-a părut Spartanul. Și mie mi s-a părut tare. S-ar putea să ne înșelăm amândoi. Până la urmă am văzut cât. Să fi fost 10 secunde de gameplay. Cam atât. Arată tare. Îl luăm. Și vedem care e treaba. Dacă e ceva de capul lui. Oricum joacă Oli, joacă demo acum în paralel undeva în fundal. Și îmi zici și mie cum e. Da, zic. Stai că mă uitam acum la type stream-ul ăsta să văd. Merge ce. Nu, spun eu că cred că e mai bine prin type stream. Numai că acolo am o problemă. Îmi zice YouTube deactivated for now. Nu știu de ce, în paranteză. În dreptul YouTube-ului. Twitch-ul n-are nicio problemă și celelalte n-au nicio problemă, dar habar n-am. O fi între ei și YouTube, habar n-am. În fine. Eu că intrăm în el acum. Ideea e că vedem după aia. Dăm un pic fuga prin ăsta, încerc cât pot de repede să răpunem, să fie toată povestea, inclusiv aceste DLC-uri date la o parte, și după aia dăm cu stopaj și o luăm pe curat cu altul, o să-i spun dacă ne hotărâm la unul, la horror, la demonologist, îi dăm cu ăla, dar eu m-aș duce pe ăla, așa la Caterinca. Ultimul și pe urmă ne vedem săptămâna viitoare când o să viu, când o să vin blond și superb, când încep filmările. Acestea fiind spuse, îi dau drumul. Alan, trezitul. Mergem cu el mai departe. Ar trebui să-mi dea... Ia stai-mă puțin. Eu dacă nu vreau și dau continue... De ce am ales eu normal, mă, frate, mă? În fine, nu mai contează. Îi dăm cum am, nu mai știu cum ce am ales. Dacă era normal ar trebui să fim în DLC-uri la... What? Ah, da, sunt în DLC-uri, că față de main story, în DLC-uri ai aceste scrisuri care plutesc, pui lanterna pe ele, le zduhănești. Eu zduhănei dem. Și ele se transformă. O vedem acum. Îi dăm direct. Nu, sorry, nu fac pe Twitch. Ăsta e singurul loc unde fac live. Nu fac nicăieri în altă parte. Adică nu fac nici pe Twitch, nici pe... cum îl cheamă băiatul ăla? TikTok. You know, you're gonna have to make your way across it. Thinking the solution probably has something to do with those words. Really? You think? Yeah! You should probably use them. Your insight is staggering. Le zuhănim. Hai mă, așa. Atât, se face. See, this is the way things should be. I give advice and you follow. That's when things go right. When you get up to something on your own, that's when the trouble starts. That's more shit. Remember? This kind of thing can drive you into the landscape. No! This is great! Vorbim, sunt două dialoguri, nu capa și cura voastră. Ăla vorbește, geacă roșie, vorbește și televizorul. Opriți-vă! Opriți-vă pentru numele Lui Dumnezeu. Flergan. Bang. Flergan. Pick up. Ideea e că DLC-ul ar trebui să clarifice, deși e destul de clară povestea, și anume, pentru cei care n-au fost în live-urile cu Alan Wake, e un scriitor, are înger lângă un... În fine, ideea e că finalul e, că e Gagiu să sacrifica să salveze pe iubita lui și el rămâne în această lume, între lumi, ca să zic, întunecată. Ea e bine mersi și toată lumea din oraș sunt bine mersi și e ceva festival în lumea aia adevărată, numai că noi ne-am sacrificat și am rămas în această dimensiune. Nu văd ce ar putea să mai clarifice DLC-urile astea în plus, dar pentru că mi-ați spus, joacă și DLC-urile Costic, altfel îți rupem gâtul. Bine, n-ați zis asta, propriu zis, și oricum n-ați fi avut nicio șansă, pentru că
pentru când e vorba de bătaie. Dar putea să nu se știe. Da, idee, zic așa. Zic nici cu gândul să nu vă gândiți la așa ceva. În fine. Iarăși avem păsări, noi le cunoaștem păsările astea. A, nu mai sunt păsări, sunt altceva. Sunt pe cărți, articole, hei! Hei! Cine mă atacă, om? A, na, uite și tu, uite și tu ce se întâmplă aici. Mam, nici n-am început bine și mă atacă revistele din tinerețe. Genul, mă înțelegeți ce vreau să zic. Să le omorâm pe asta. Păi nu sunteți voi nenorocite, mă? Mai vine vreuna? Am înțeles, a cuvinte peste tot și trebuie să aleg. Hai să-l alege cu băiatul ăsta. Enemy. Stai cu mine. Deci nu mai târziu, joi. A, l-am deschis și pe băiatul. Ei, ne atacă frigiderul acum. Shotgun time sau... A, na, dragi, că e și frigiderul, mă. Stai cu minte. A, na, stai cu minte că am... arte marțiale în mine de când eram mic. Și bun. Asta trebuie să recunosc că partea asta cu tot împușcăm umbre și chestii. Al, come on. You gotta be careful. Those are bad words. Da, mă, știu. Uite și tu, au trimis alte cărți după mine. Nu sunteți voi nenorocite, mă, frate. Ăla mi-a zis să am grijă, să nu mai deschid nu le mai deschid pe niciunele. Vreți voi neapărat, eh? Ah, bun, na, pe ăla l-am atins în greșeală. Nu mai gata, ajunge, am înțeles, am înțeles. Eu trebuie să merg în partea cealaltă. Ce spuneam? Spuneam că partea asta cu împușcă umbrele. Alte umbre și alte umbre și alte umbre și alte umbre. La un moment dat ești, bă, gata, am înțeles. Opriți-vă. Vă rog eu frumos. Pentru mine, pentru mine. Nu e valabil pentru toată lumea. Eu acum vorbesc strict de... Na, că mi-am căzut. În fine. Vorbesc de mine, strict. Salut, salut tuturor celor care au intrat. Mulțumesc mult de prezență. Acum am două chaturi pe TV. Stai puțin, cum adică? Ah, ok, ok. Scoate-l pe ăla de pe TV. Marius. Ăla, îl dezactivezi pe ăla din... îl activezi când vrei tu să activezi pe televizor să vezi chatul. Și îl lași doar pe ăsta, că ăsta e ăla originalul. Ăla adevăratul, adevăratul chat. Ăla de... îl știi? Îl șifonezi așa și zici, da, e original. Să încerci și chat sub web. Da, știu, Sică. Ideea e ca să... putem să facem și asta. Doar va trebui să găsesc eu dimensiunea optimă. Să scurtez. Nu e rău ce zici. Pot să-l pun exact sub. Dar asta înseamnă... imediat. Deci... cât e dus? Jumătate ar fi. Ok. Ecran properties 994 dăm jumătate 500 adică. Ia fi atunci aici. Trebuie și rezoluție la ramă cu asta. Ziceți acum cum vi se pare varianta asta. Ia uite. Așa. Se vede marginea aia de jos doar. Cum ziceți voi? Dacă nu-l trag jos.
Da, ne hidratăm. Eu am aici ceva. Da, e de vară așa. Lejer de vară. Merge așa? Bun, v-am văzut. Perfect. Îl lăsăm așa. Dacă ne deranjează, mai îmi spuneți. Găsim variante. Oricum, până data viitoare am zis. Poate-l... Nu poate. O să-l facem altfel. Aș vrea să fie mult mai vizibil ce scrie comentariile voastre. Să fie vizibile. Dar dacă nu ne deranjează, putem să lăsăm și așa. Și n-aș mai vrea marginile alea, dacă se poate. Adică știu că îl face invizibil, dar în același timp are totuși un... În fine. Mai sus? Nu, las așa web-ul pentru că atunci când dai pe telefon să se vadă pe tot ecranul, îți taie webcam-ul. De-aia l-am așa. Adică tu când ești pe telefon, pentru oamenii care se uită pe telefon, dacă vrei să mărești pe ecranul complet al telefonului, de-aia am lăsat bordura aia, știi? Pune în dreapta, la dreapta chat-ul. Îl punem, fraților, îl găsim până la urmă, nu-i problemă. Îl iau frumos cu totul de aici. Așa ziceți voi? Ia ziceți. La mine, așa, ca și proporție, e... E drăguță treaba. Știi cum poți să-l pui? A, ia zi, pe centru. Mai... Nu... mai abonările pe scena aia, la întafărulezi așa. Adică cum? Cum am abonările? Ia, vrei pe umut, schimbă scena pe cealaltă. Tu zici pe ăsta? Care scenă cealaltă? Că am doar... Asta, da, uite cum... Curge acolo abonările, vezi? A, să l-am puțin mai sus, nici sus, nici jos. Asta zici tu. Nu, fix bara așa să o ai jos la ecran. Ueli, tu zici așa, o? Așa. Nu, acolo peste. Cum ai abonările la acolo așa că s-a abonat? Așa. Nu, pune acolo. Asta? Nu, dar trebuie să o facem din nou, nu acum. Tu zici să fie pe lung, așa? Da, pe lung, dar jos, de tot, da, mă, dar nu merge pe lung, frate, n-am văzut la nimeni pe lung, să fie comentariile pe lung. Păi da, frate, înțelegi ceva, așa, să-ți plece comentariile în stânga, când citești ce a zis celelalte doi, ești la modul, stai, ce a zis George, ne-a s-a dus, nu, frate, nu, trebuie să rămână așa, în formula asta, doar... Poate pe stream nu merge ăsta de YouTube, e dezactivat. Ok, poate pe altul, dacă e, mergem pe altul. Ia, stai puțin. Ia, fiți atent. Aici deranjează, mie se pare deranjant. Eu zic așa. Uite-l aici. Cum vi se pare așa? Adică nici acolo, nici acolo. Știi? Tot... Ai cumva acolo. Salut. Walk, salut, salut. Tot mai bine era pe stânga sub webcam. Ia fiți atenți că dau cu sondaj. Sub web. Dreapta jos. Jos. Jos și ce mai avem? Mai avem dreapta mijloc. E acum. Deci am sus, sub web, dreapta jos sau dreapta mijloc cum e acum. Îl facem mai mare, putem și asta. Ia fi atent. Ceva de genul ăsta. Așa, în dreapta zici că e certat chat-ul cu camera. Na, voi alegeți. Sus web, gata, va, sub web. Așa facem. Îl dau acolo. Adevărat caporalul, adevărat. Ne mănâncă zile, Ceaușescu, ne mănâncă zile, Costine, mănâncă nopțile.
Mă uit pe comentariile voastre. Stânga lasă-l sub web, mai ok era sub cameră, dreapta jos, tot sub webcam. Pune-l... pistol acolo? A, imediat, tu zici mai sus. Așa. Bang. Brască direct. Lasă-l stânga Costi. Așa, dreapta zici că e certat chat-ul cu camera. Sub webcam. Sub webcam și 48%, 33 dreapta jos, 34, adică 19 dreapta mijloc. Bun, majoritatea a decis, închidem sondajul, îl luăm pe băiat și punem unde era locul lui. Aici. Ia asta se vede. Da, și se duce în, în partea asta. Așa rămâne. Alan Wake, mai departe, am zis. The earth shook. Streetlights pushed themselves up to the ground, flickering madly and spitting sparks. In the shadows, Wake saw far too many figures advancing eagerly, already tasting the kill. Pentru Andrei, ca să vadă chat-ul și pe ecran, pentru cei care sunt pe dispozitive, știi, la modul ăla. De-aia. Dacă ne deranjează, nu e nicio problemă, îl putem dezactiva, dar hai să lăsăm deocamdată acolo o vreme și după aceea putem să-l mai scoatem. You're weird. Barry, is all this really coming out of my head? That's just the way this place is, Al. Yeah. All that random stuff in your head? Imagination can be the enemy here. But you're from my imagination. You know what, Al? Do yourself a favor and don't pursue that train of thought. Și pentru că de multe ori răspund la ceva și nu poți face legătura. Avem băieți. Nu poți face... dar sunt mulți, bă. Avem vreo lumină? Aș putea să... Punc. De ăștia. Dar ce-a obosit ăsta, mă, așa? De ce-a obosit el așa? Ce avem noi? Pistol? Ok. Treaba asta în care băiatul meu obosește după 3 mici de aia. Fraților, stați-mă puțin. Hai să mergem după asta, că e clar că nu pot să ne bat. Dreapta. Ok. Al meu obosește instantaneu, știi, aia e chestia. Ce să-i fac? Așa. Lumea, lumea de cristal. Mi-a dat-o acum, mi-a dat-o. Uite, nu pot să mai dau pentru că a obosit. N-am cum să-i dau. N-am cum să-i dau. Și mă omoară ăștia, nu cred. Alan! Cu cine a venit cu mecanica că obosește băiatul după 10 metri? Nu pot pentru ca să mă bat cu toți ăștia. De ce au venit ei cu asta? Ca să dureze jocul puțin mai mult de aia. Să nu treci prin el ca prin brânză. Jesus! Și problema e că nu mai am răbdare, frate. Asta e, asta lipsește, răbdare. Și n-am cum să... Dacă nu mai am răbdare, nu mai am. Stai puțin. Aia, dragi. Na, că avem cuțite. Ia uite, bă, cum facem? Dă-mi și mie puțină lumină din aia. Mi-e
Aprinde lumina. Dă-mi puțină lumină. Mersi. Deloc. Bă, da, mă, lași. Am și eu slide-urile alea, nu mai funcționează deloc. Deloc, mă, frate, frate, ce fac, mă. Nu pot să alerg, trebuie să mă bag cu ei, frate. Și eu nu mai vreau să mă bag cu ei, mă. Nu mai vreau, mă. Nu mai vreau, mă. Și știu, o să fie acolo, oamenii are, mă, trezit cu cel. Am mai fac să joacă joc. Eu știu cum se joacă jocul, dar nu mai pot. Hai să ne batem cu ei. Calmează-te. Zen, dă drumul la muzică. Gata, nu mai zice nimic, că nu mai state. Gata. Psică. Okay, this is just too weird. You're weird. Gata, mă, taci. You're weird. Coming out of my head. That's just the way this place is, Al. All that random stuff. Ia venim cu pace. Așa. Așa, bun. Așa. Nu să mor și tu, mersi. Câți trebuie să omor? 200. Câți? Aha. Dă cu toporul, nenorocitule, care ești. Animal, bă. Ia. Câți mai vin? Mulți, îți dai seama, niciodată nu se termină umbrele. De ce? Pentru că umbre. Șerpilor. Poți să pui și o din aia, mersi. Reload weapon. Oprim. Bandiților. Mi-a dat cu alb negru. Aha, viață, viață. Păi și cum să-l închid, frate, că i-am zis, când ne mai chinim, am zis că, știi? Nu mai pot. Nu mai pot cu umbrele astea. Doi, eu sper să, adică nu sper, sunt absolut convins că doi o să fie mai elaborat. Absolut convins, n-are cum să fie doar asta. Umbre și cărți sau păsări. Am omorât 9 ore de omorât umbre, îți dai seama? Cât au fost? 2 live-uri. Okay, this is just too weird. You're weird. Nu mai pot să le văd, aș vrea să fug, dar nu obosește. Și dacă iau pe direct, dacă fac o din aia, mă. Dar pot să fac, da, frate, mi-au fall damage. E foarte bun fall damage. A obosit, bă. Mergi normal. Hai că poți. Stai cu minte. Hai că poți, asta zic, du-te, hai Ellen, hai tată, hai, felicitări, bravo, hai că putem, hai tată, hai că suntem aproape de ceva. Jesus, și mai multe, nu se opresc, au obosit, bă, n-ai ce să fac, n-am cum că sunt mulți. Dă-mi, uite aici. Pune și tu ăla, te rog eu frumos, că spal negru. Dăm cu... Așa, mă, ăsta e, mă, gata, mă, perfect. A, nu e ăsta. Perfect, ăsta e. Nu e nici ăsta, mă, da, seama. A, ba, da, ăsta e. Perfect, mă, gata. Doamne ajută. A mers. Așa, greu, dar a mers. Dacă m-aș întâlni cu băiatul ăla de a venit la jocul ăsta cu... Fii atent și obosește. După 10 secunde obosește caracterul, că altfel sunt nebuni ăștia de trec prin el ca pe brânză. Ia zice, bro, nu așa să face un joc, să lângește un joc. Avem mașină, avem și Red Box, perfect. Bun, l-am luat. Ce să facem, unde vrea să mergem? Hai! Boost the lights, da. Ok. Stai cu minte. Adică. Și cum plecăm de aici? Ce fac, mă, cu tine? Îi dau cu boost the lights? Uh,
Fraților, exact ce am plecat, din urmă am bătut cu niște umbre. N-avem cum, trebuie să mai mergem și înainte. Follow the GPS signal. Încerc, frate. Follow the GPS signal. The GPS signal e aici, mă. Ro, fugi? Am obosit? Nici n-a... Hai, coboră din mașină, n-ai cum să fii obosit acum. A obosit, ele a coborât din mașină, mă. Voi vă dați seama? Voi vă dați seama de treaba? Stai în mașină pe scaun. Stai, mă, că vorbeam cu chat-ul. Băi, omule. Stai cu minte. Aia, am stricat aia pe ăsta, pistol. Gata. Reload. Era obosit, mă, de când a coborât, s-a dat jos de mașină. Alan Wake o să fie... mult mai elaborat, eu așa cred, din ce am văzut în trailer. Avem și o mașinuță la Fixeanu, la Marele Fixeanu. Adică ne atacă și metalul. Da, normal. Să fie simplu când poate să fie complicat. E, na, uite cât aproape eram. Și acum vine ăla și mă prinde. Ce fac aici, mă? Bă, băiații nebunit. De ce am scris eu și asta? Băi, potolește-te, mă, nebunilor. Bum! Și încă o dată. Bum! Perfect. Aia, asta n-am văzut. Da, mai vreau să merg cu mașina, dar nu mai e. Gata, până aici am plătit. Aia e. Asta e al meu. Cum fac, mă? Avem o ușă acolo. Da. Cel mai bine e să-i dea... Tot așa obosește. Adică ok, n-a fost Alan la sală. La sală nu neapărat, dar o bandă, un fotbal acolo cu prietenii, cu tovarăși. Nu e genul. Am înțeles, dar nici chiar așa. Cred că pot să alerg, adică chiar dacă sunt în afara. A fumat mult, adevărat. De acord cu asta, știi? Dar eu zic că mai mult de zi. Totuși, mă, 10 secunde. Dar o, Doamne, iartă-mă, cât de praf ai fi. O duci. Hey, what are you up to? I thought this was my side of the bed. Sim? Alice vorbește cu mine. Eu m-am culcat pe partea ei, cum ar veni, pe partea dreaptă, pe partea cuibului. Cum ar veni în engleză. Unde... Nu, mă duc aiurea. Mă duc aiurea. Jocul n-are nicio vină. Aici, lipsa de orientare... Eu sunt de vină. He entered the trap. Surrounded by enemies. Nu mai pot. I'm so sick of you. Nu pot, ascultați-mă, n-am. Stați un pic, că... Nu pot, mă, fraților, sunt am nebunite și nebun la cap. Dă-mi și mie scara aia acolo, mersi. Lasă-mă să urc, că nu stă nimeni să se bată cu 7000 de umbre. Tu vorbești serios? Că m-ai dat jos? Du-te, bă, de aici. Du-te, bă, de aici, că-mi trebuia ceva. Stați puțin. Stai, mă, nebunule, chiar vii spre... Ok. Ia scara aia. Astăzi, urcă. Ăla e, mă, tată. Dacă mă atingea la cuțitul, vă dați seama că mă dea de jos. Poți, mă, cât... Eu ce am? N-am profesională? Heavy duty? A terminat șmecheria.
Era bun o sabie de Jedi. Ai sus. Da, 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 Cabau, exact, ai sus. Oh, that's never a good sound, is it? Dar cunoaștem deja pe băiatul cu drujba. L-am mai văzut un milion de ori. Mie mi se pare că DLC-ul ar fi trebuit doar să completeze povestea. Dar DLC-ul mi-l arată pe Alan Wake pierdut în această lume, din care sunt absolut convins că nu o să iasă. Unde ești? Păi da, l-avem și pe ăla. Pă bune. Ia vezi, ia vezi că am lăsat aici ceva. Unde ești? Întreabă rău. Putem să murim astăzi? N-am terminat cu tine. Red box. Ăla de GPS signal. Încercăm. Aici. Așa obosit. Trage sufletul. Ce să fac? Uite, mă bat cu umbrele astea de la Orenciu. Ce să... Asta. Încerc să le... să le ucig. Normal nu mai trebuie să mai fie asta. Da, da, e în continuare. Trebuie să mă bat cu el. Bro, bro. Poate le obosesc foarte mult schemele astea. Poate ar trebui să nu mai abuzez de butonul ăsta. De asta. Cred că asta îl termină. Astea îl omoară pe el, știi? Astea. 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 Da, astea îl termină, frate. Astea. Schimbările de direcție. Îl omoară. Da, trebuie să o luăm așa și doar când avem nevoie să folosim... Ia veniți în coace. Eee, na, du-te mă că ești bandit. În spate, îl am în spate, mă? Am în două sau spart? A, nu se poate prin spate. Umbre, umbre, dar chiar așa. Aaaa, mai mulți. Dust in this place is setting off my allergies. You're not even really there. Bun, asta avem nevoie de asta, mai întârziu când avem nevoie. Allergies. Alergia. Red box. Shit. Nu mi-am dat seama că sunt pe ăsta. Stai, 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 butoiul. Stai. Pleacă de acolo. Am tras în butoi. Nu merge că e ăla acolo, bă. Se poate să bubuie ăla? Du-te, mă, de aici, mă, că mă enervează, bă. Bă, bă. Nu mai pot cu ăștia. Fii atent ce face mie asta. Așa, mă, frate, mă, hai, mă. Uite, asta vreau să fac, mă. Aia odată. Bum. Așa, bum. Care mai... Păi n-ai murit de la bum? Prietene. Excuse me. E gata, e gata, mă. Vorbiți cu Flair-ul. Hai, 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 Alan. Hai, Alan, că... Bă, bune, frăție. Hai să dăm drum și la amintirea asta.
Stop it! What is that? They're waiting for us downstairs. We don't have time for Alan. I knew she wasn't really here, but she still made my heart ache. I had saved Alice, but I wasn't even sure when that happened. Was it days ago? Weeks? Longer? I had no way of knowing. Daniel, cum adică? Cum adică, mă, Daniela? Cum adică, mă, tată, mă? Cum aș? Ba da? It's my smile. Ștefane, it's my smile. Adică e râsul meu. Alberto, salut, salut! Iartă-l că o să dea reșel demonului. Da, mă, pe bune, frate. Check your demons, bro. În engleză. Hey, lover. Nu poate să uite și americani. Come here. I've got something for you. Iarăși o zici pe aia, Daniele. Alice was all right. I didn't know what happened to her after she left the dark place. Mulțumesc, apreciez, bro. Apreciez. Da, m-a speriat acolo. Zane? Is that you? Ah, bă, da, mă, asta trebuia să-l facem, bă. Bă, stai, mă, așa, că am uitat ce trebuia să fac, bă. Trebuia să mă întâlnesc cu ăsta de a scris prima oară povestea. Și a încercat să oprească povestea ca să nu prinde entitatea putere. Și ăsta a scris înaintea mea, Zane ăsta. Și noi vrem să-l găsim pe Zane, pentru că Zane e ăla, că lumina, de fapt, care încearcă să ne ajute să ieșim din această, din această lume întunecată. Ia uite. Hey, hold that pose. Zbang amintire. Like this? Yeah, but smile a little more. No, that's too much. You want to look mysterious, maybe a little tough. You know how people go for those dangerous bad boys. But I'm not dangerous. Oh, come on. You write about terrible things all the time. Cabo, te face. People want to think that you're intimately familiar with them. You killed Casey in this book. You need to look a little bit like a murderer. Oh, that's good. Do that again. You look handsome. And dangerous. You know, I wasn't sure about the beard Ștefan, before, but I was wrong. Aș ar după ceva de groază în seara asta, după ăsta. Dar groază la modul ăla să ne termine psihic. Să începe săptămâna viitoare traumatizați. Guess danger is sexy. Da, vedem. Vedem la final. Să-l văd eu pe ală noi că s-a terminat. When I felt like a real writer instead of a fraud. It was a memory. Povestea. I wished I hadn't seen it. Să văd eu pe băiatul ăsta la final terminat. Abia aștept să apară 2-ul. Sunt absolut convins că o să fie mult mai șmecher 2-ul. Adică pentru mine, pentru că ăsta e totuși un joc de acum 10 ani și respectă un soi de structură de joc de acum 10 ani. De acolo am ieșit. Ceasul ăla întâi. De fapt, în DLC, în povestea principală, am adunat termos. Aici sunt niște ceasuri. Trebuie să le adun cumva ca să vă zic că am adunat toate ceasurile, că nu ai niciun beneficiu. What? M-am pierdut printre haine. Am ajuns acasă. Flair. Asta e Zane. Ăla de respira greu. Era Zane. Nu era Tasu, era Zane. Uite-l. Încă un ceas în buzunar. Pa, pa, pa.
Nu, ia-le și pasta. Nu am nevoie că se plinde bateria. Unde ești, Zane? Ia zi, bro. Ăsta e Zane-ul. Ăsta mă poate ajuta să scap de aici. Am ajuns. Așa. Bun, Doamne ajută, bine că nu mai sunt umbre aici. Hai, zi. How do I get out of here? Cum plec de aici? That's what you face. That's you, even as we speak. Darkness. Așa. Darkness coming. Swept him away. Lost. He knew. He knew. He couldn't hold on. He knew there was no way out. Oh. No, I'm right here, Zane. Wrong. That's not me. It's wrong. Just, I don't know, an echo, a hallucination, the dark no, presence. No, the dark presence is not responsible for this. You are making this happen. You're trapped in your own nightmares. You are fighting yourself. Oh, deci sunt captiv în... Wake didn't understand it. He would never în coșmarurile mele. He would never wake up. He'd get swallowed up in the rising păi, tide. Trebuie să mă arunc de la etaj și normal ar trebui să mă trezesc, mă. E simplu, asta era simplu, frate. Dacă îmi zicea de la început, trebuie doar să arunci. Ce să fac? Nu. Zane was gone. Wake could feel the pressure gnawing at his mind. The darkness wasn't so bad. It was in him. He felt it. He knew the voice spoke the truth. It was just too hard to think again. Couldn't make sense of it. Couldn't. He wanted to go with the flow. Stop thinking and just let go. Hey, Drac. Ați cu televizoare, cu electrocasnice, mine, halul ăsta s-a ajuns, mă? Bună seara, bună seara tuturor celor care au intrat, mulțumesc mult de prezență. Thank you very much. Cu Ultron, seamănă cu Ultron? Vocea lui asta? Da! Practic mă lupt cu mine, asta mi-a spus, ai dreptate. Practic ne luptăm cu noi înșine. Noi suntem închiși în propriul nostru vis. M-ai speriat. Am crezut că a venit ala noi, că nu mai real. Nu știu cu joc. Și eu am dat. Ce? Cine ești tu? De ce e cine sunt eu? Un scriitor. Lucea. Lucea și închide și tu ușa după tine, te rog eu frumos. Stai. I please you. I beg you. Desenezi ceva? Eu? Nu desenează. Desenează ceva? Scriitor, a scris ceva. Hai, duce. Și? Aia? Vin după aia și-ți povestesc tot. Mi-am făcut eu ca să am amintire, eu cu mine. Nu se vede. Vreau pe ecran 2. Mă doare picior. Ce a făcut? Mă doare picior. Te doare piciorul? Da, rău. De ce? Gata, m-am întors. Salut, salut. Nu știu tu, dar eu sunt la a doua bere. Da, sunt la prima. Dar am săvârșit fapta, ca să zic așa. S-a crima, s-a săvârșit. Bun, mergem mai departe. We go further into the darkness. Adică mergem mai departe în propriul nostru coșmar. Deci partea întunecată n-are nicio legătură cu treaba asta. De cum ar veni, ne-am făcut-o cu mâna noastră. Băieți! De ce? Aoleu, sunt mai multe obiecte, nu-i doar ăla. Sunt multă televizoare, dar vreau să zic că era ceva depozit. Stai, mă! Ești nebun? Așa. Stai să văd și din nou color. Stai cu minte, mă. Mai e ceva?
scope of this horror was unimaginable. Îmi frică să mă apropie. Na, să zicem. O dată. Brothers. Everything he saw was a twisted memory, a stray thought. This ugly face came from within. He knew he could just let go. A part of him had already done it. It was over. It was finished. He was Stai mune, bune, ca unde ai venit si tu? Mai avem bunătăți pe aici. Cine? Cine a îndrăznit? Avem și acolo, na, stați mă, că mai avem ceva. Să luăm toate bunătățile astea, că nu știu niciodată. Care? Avem un cu cameră și mai avem un fieretan aici pe dreapta, undeva, care ne atacă neîncetat. Benga! Ceva, mă? Nu! Nu, că s-a alb negru. Go, 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 go. Color? Da, 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 stai puțin, stai puțin, că chiar e tensionat aici. N-am, stai. Stai puțin, stai puțin, că nu pot. Dacă mor acum, nebunesc. Nu pot, au TV-a, mă. Am mâncat, păi verifică. Ba da, mă, am mâncat. Ba da, mă. Nu, am mâncat. Nu, n-am mâncat cartofi, am mâncat doar carne. Carne, con carne. Da, serios. Bun. Mai avem ceva. Care mai e, mă, nene? Care? A, ăsta. Bam. Hai, mă, că nu mai pot, mă, cu asta. Gata, ho. Dă-mi. Adică. Ai venit târziu la petrecere, bro. A fost o petrecere mai devreme. Mă bag cu televizorul, asta e concluzia, în DLC-ul ăsta. Cum atingeți, mă? Cum atingeți? It's all in your head. You've been making it up. No, no. N-am mâncat tot de parcurie. Really? Da, aproape am mâncat tot. Come on. Bună, Mihaela. Your delusions.
Why is this happening to me? Why is this happening to me? Lodge! No! No! Harvard! Păi, se pare că n-aduce nimic în plus DLC-ul. Dacă se termine aici. Da. Deci DLC-urile, din punctul meu de vedere, e exact ce intuiam. E că n-aduc absolut nimic în plus, pentru că noi știm deja că apare o parte a doua și el în partea a doua. El în partea a doua e abia iese din această lume, are îmbătrânit și iese abia acolo. Știam că nu... Doar să zicem din DLC ce am înțeles este că după ce a salvat-o pe Alice și după ce a adus lumea la normal, cum ar veni, el s-a pierdut în acest coșmar, că e propriul lui coșmar, nici măcar nu are legătură cu partea întunecată. Știi? E la modul ăla. Asta e DLC. Acum, noi ne ducem. Cum a făcut data trecută? Ne-am dus la main menu. Asta e primul DLC, episoade. Easy. Și l-am jucat pe unul și următorul DLC. Deși on Alan Wake. Ok, hai să ne uităm la facem scurt. It's not a lake. It's an ocean. After saving my wife from the mysterious dark presence, I found myself trapped in the dark place. Imagination can be the enemy here. A nightmarish world that exists somewhere beyond the shores of our own existence. We're the one making all this happen. Just do what Zane tells you. Follow the signal. Is all this really coming out of my head? The dark place is playing tricks on you. I made my way across its ever-shifting landscape, trying to reach Thomas Zane. You're trapped in your own nightmares. You're still going deeper. Și ăsta e ultimul DLC. And after this, there you go, Alan. Got it. It's all in your head. You've been making it up. Really, Wake? Really? Your delusions are out of control. Get out of my head. Seriously, Al, you need to get a grip. You know reality's different here. See what I mean, Al? Ugh, I think I'm stuck on this side. Well, you're gonna have to find your way out of there. I'll wait. Just remember, you're still in the dark place. You know that, right? I don't want to alarm you, pal, but it's Victor, sink or ce mă torturez? Nici eu nu știu. Fine. Mă crezi? Doar că zic că să se dăm un capăt. I feel the pressure mounting. Barry was right. Nu, nu, prima așa la ult... Asta e singura chestie, să nu... Că l-aș opri acum. Hai, cum să mă oprești, am vorbit. L-aș opri așa, mai avem un DLC care... Cât poate să mai fie și ăsta? Aia, dragi, stai că avem... Turn pole? A, pe poartă. But there... Is... Și mă ajută cu ceva, dacă l-aduc aici mă încarc și cam atât. Ar trebui să fac cumva. Crumble. Ia stai așa. El ajunge la Crumble? Nu cred. N-am lanternă. Pentru că am pierdut-o întotdeauna. Dacă e să cazi în jocul ăsta, pierzi toate itemele. I think you gotta swing it. I think you gotta swing it. I had to accept it. If all of this was from my mind, then I was the one making all this happen. I was literally fighting myself. It was a moment of clarity. Da, trecut am zis, exact asta am spus și noi. Că ne batem cu noi înșine. Surpriză? Să încercăm să... Nu pot să fac surpriză. Dar, acum pot. Pentru că mi-am dat lanterna din nou și hai să vedem ce înseamnă surpriză în jocul ăsta. De curiozitate. Bam!
Iar piese zburătoare. Unde ești? Reload. Păi și avem ceva? Pistole, chestii, tristii, nu avem nimic. Nu ne avem decât pe noi înșine și arma, și lanterna. After finishing departure, I felt finished myself. Da, mă, dar de la căldură, nu știu care-i treaba, sunt foarte low cu mâncarea. Nu știu dacă vi se întâmplă și vouă treaba asta. Îmi pare rău că vorbesc caracterul, dar și caracterul ăsta vorbește într-un loc. Ori el, ori eu. I run across a nightmarish landscape following a signal from him. He kept telling me I was sinking, going too deep. I wasn't sure if he meant the dark place or insanity. Perhaps they were one and the same. Așa, bun. Da, trecută spunea acel semnal luminos, acel zein ne spunea să-l urmăm. Și dar că pierde legătura cu noi și ne afundăm, cum ar veni, în acest coșmar sau în această parte întunecată. Și el zice acum să pot să fie același lucru. De la căldură, de la asta, antichamber. Saitama ăla e lung, antichamber ăsta? Nu cred că mai e niciunul. Eu nu mai am, Luis, încă un DLC în afară de asta. Și nu-l mai. Adică eu n-am văzut acolo și eu sunt ultra mulțumit. Deci am pus chat pe ecran pentru că uneori când vorbesc, ar trebui să repet de fapt întrebarea care apare pe ecran, știi? Ca să faci legătura. Așa, spre exemplu, eu îți răspund ție direct și poți să vezi și pe ecran la ce am răspuns. Și anume la întrebarea, de ce ai pus chat-ul pe ecran? De asta am pus chat-ul pe ecran, pentru că sunt oameni care zic că Costi, ar trebui să pui răspunsul în context. Și ca să pui răspunsul în context, ar trebui de fapt să citești și întrebarea și să dai și răspunsul. E așa, un fel de chestie. Dar nu e nicio problemă, pentru că la final de live dăm un sondaj și tot voi decideți dacă rămâne sau dacă nu. Nu e no stress, e chill, o facem cum vrem noi. În jur de 6 ore? E mult 6 ore, nu zic nu. Edix zice amnezia, așa, doar 6 ore și amnezia. A, da, da, Ionuța, iartă-mă, acum am, cu farfuria mă referam că termin DLC-ul, ca așa e frumos. Da, da, da. Nu că ai vrea să-mi puși tu umbre, da, adevărat. Să-i dăm un capăt, acum când am auzit că e și un al treilea DLC, nu știu cum să zic, dar mi s-a alea în mine. Adică e totuși suficient, vedem, nu cred că nu putem să facem legătura așa-așa cu partea a doua. Am mai fost pe aici, cunoaștem locurile astea. Dar nu avem pistol. Înseamnă că ori să ne... Pump. Ah, shotgun. Nice. Reload. Dreapta. Nu merge. Hey, nice job, Al. So, you really are nuts, huh? Let's face it, we always knew this was coming. Salut, salut, Tony. Yes, but I actually feel pretty rational. All things considered. Crazy cu trainer, da, știu ce zici, Tiger. Că este genul de joc care l-a jucat cu trainer, da. Ca să treci un pic prin umbrele alea, adică... That's Zane's light. Yeah. Bă, you're acum... You're done sinking now. That means he's just about caught up with you. You better go talk to him. Acolo trebuie să mergem atât de aproape? Să fie asta? Nu cred. Dar, pentru cineva care e fan, bănuiesc că nu e nicio problemă. Și am zis, problema apare când joci dintr-una. Adică cap, coadă, un live, două, trei, cât e, știi? Și aici apare un soi de oboseală la toate. Probabil dacă l-ai juca cum jucăm în mod normal, adică bagi o oră, două, trei, te oprești, mai ai o pauză, te mai învârți, te mai întorci la el, mai joci și altceva între timp. Lots of fireworks here. Nice. Wake heard the old gods. Play. Music came out all wrong. It attracted the horrors. Oh, hell yeah!
Remember this, Al? Da, mi-amintesc, bro, dar am făcut-o odată, nu mai pot să mai... Ce trebuie să fac aici? Pick up. Revolver. Survive, ok. Frigidere? Și frigidere și oameni? Fai mă. Nu, 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 asta-s ok, nu ne batem cu ele. Fireworks! Nu acum, trebuie să-i mai așteptăm. Facem un reload, mersi. Dar să trecem cu calme gros ăsta. Mai avem multă umbră, nu vă supărați, joc. Bun. Let's go. Ala? Spitalul de nebuni, am mai fost aici. Mobilier. Oh my god. Wow. See Al? This is... Classic you. Always making things complicated. This is just a memory. Even your memories are complicated. Yeah. So, I guess you're gonna need to talk to Zane out there now that he's actually here. I'm just gonna, you know... Zane. You have done well, Alan. Now I can accompany you. You are trapped in your own dream. You must wake yourself up, but first, you have to reach yourself. The cabin? Yes, my cabin. It will not be easy. Your previous work can help you. I still have some pages of your manuscript left. Words like that have power here. Eu pot să sar de pe clădire și te trezești dacă e vis. Zic așa ca idee. Nu, Black Flag, nu o să joc. Cristi. O să joc ăsta de apare, Miraj. Da, sunt mulți, sunt mulți rău. Până la urmă pe asta se bazează. I can only give you the tools you need. You are the one who has to use them. The lighthouse? It's very appropriate. I can help you reach it. But after that, you will be on your own. I cannot enter the cabin now. The Dark Presence made sure of that on our last encounter. You are facing yourself. The parts of your mind are hard to control. This is not a fight anyone else can win for you. Ah, și luăm barca și zburăm cu ea. Nu zice. Ce ai făcut, mă, nena? Salut, Vasile, salut, salut. Dar știu că ai pus. Such as it was. But a part of me wondered if he was even human anymore after so many years in this place.
Bun, așa. The world was tilted. It was turning upside down. Wake was lost. He would fall. Oh, he couldn't tell which way was up. He would die here, torn apart by the whirlwind. Bun. Și asta înseamnă ce? Aha. Weight was too hot. Too hot! At this height, the water would be like hitting concrete. La el acasă. Acolo-i dorim. You can't want me dead this bad. The storm was coming! It would throw him off! Și ce să fac, mă, cu asta? Sar pe asta? Ah, nice. Nice runi. Poți. Atât. Nu acum, ei, na, cum ai prins tu, bro? Cum ai prins? Stai cu minte. Shotgun time. I would have to make my way through this whirling madness. It reminded me of the dark presence. Just another memory. But it could still kill me. An umbre. Okay. Știu de ce m-am dus. Apa. Aha. Bun. Da, suntem în vacanță, leu. Și nu suntem în vacanță, am început filmările, dar ți se zic, dar e sâmbătă. Sâmbăta viitoare o să fie treabă. Bam. Croșeu direct, rock. Bun. Tot e mai bine de a prefer asta. Că varianta cu umbrele am tot făcut-o. Stay focused on the lighthouse. If you can reach it, you will find the cabin. Things are going pretty crazy, Jose. It's to be expected. You are struggling to reclaim yourself. The landscape reflects that strain, but each step takes you closer. If you persevere, you can attain the lucidity that fends off the darkness. Păi dacă zici, eu știu ce zici, Antic, acolo, uite că acum nu ți-a mai dat nimeni bani. Acum e ok. Bă, dar nu pot să zic nimic, mă. Orice zic, îmi dați bani. A zis să fiu, să mă concentrez la lighthouse. Now I knew what I was facing. The environment became even wilder and stranger. Like it was no longer even bothering to pretend that things were normal. Ah, ok. Roll. Adică cum? Și facem alte? Ah, e ceva? Napalm direct. Direct napalm și eu bănuiesc că... Bănuiesc că încolo trebuie să merg. A, nu, încolo trebuie să merg. A, încolo trebuie să merg. Oare, oare, mergem acolo. Salutare, Angel, Angel, Angel. A, și cu voi ce fac?
Nu, am apăsat. Am apăsat ăsta, asta zic. Da. Pic, 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 roll. Nu te-a afectat? Dacă dau roll stânga. Asta a fost. Și eu mă duc. N-am apucat schimb muzica. Aș vrea să pun grasul. Dar n-am mai avut timp și de asta. Am băgat, am fost asta cu Cosminel, salut, salut. Cum? A, am înțeles, am vrut, am vrut să văd dacă am ceva. Stai, că am mult de așa. Stai mă cu mintea, mă, n-ai bun. Deci am înțeles, am vrut să văd date văr cu Gabriela Kim. Aha, și vrea să întâlnească cu el. Dacă sâmbătă asta, nu, săptămâna viitoare ar trebui să fie. Ar trebui să fim pe zonă. Încă am și vineri și sâmbătă. You know? Nu, 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 că n-avem nevoie de asta. Mergem mai departe. Tools. Baterii. Clanțe. Ok, mergem mai departe. Naruto, ce să facem? Uite aici, ne mai luptăm cu ultima parte din ultimul DLC din Alan Wake. Și dacă nu pot să mă duc acolo? Cred că e bine. Nu. Și? Aici avem treaba, nu? Da. Am zis. Cum fac? Cristi, la mulți ani. La mulți ani pentru Mican. Să arunc cu ceva. Ce? Aia e întrebare. Hai să luăm asta. A, trebuia să luăm astea, mă. Gata. Da, aveam nevoie de firework. Și acum aruncăm asta. Explozie, bubuială. Și o luăm pe țeavă. Nu, nu o luăm pe țeavă. Ba da, o luăm pe țeavă. Am zis. Asta o să răzbune toată acum. O să învie toate platformele astea și să mă alerge pe aici prin țeavă. Vă zic că deja știm ce, știm cu ce avem de a face. Știm cu ce lucrăm. Aici? De unde ați venit? Stai puțin, putem să murim și noi, mersi. Nu adăr ce e, că mai avem și acolo.
Păi dacă nici eu n-am mai omorât umbră aici, nu știu cine. Așa facem? Maze. Avem labirint din țevi. Because why not? A obosit și prietenul nostru. Nu e prima oară. Quake was forced to run through a maze, hopelessly sprinting. Oh, now what? Pot să cad obiecte pe mine? Ce? Mă? Aaa! Drăguț level design-ul ăsta aici. Trepte, trepte, Ellen. Ce-i? Mă, știi ce? What? Nu mergem încolo? În fine. Aaaa, drăguț. Am căzut între. Intrăm. Ce are mă ăsta cu treptele? Aș vrea să mă ajutați să mă trezesc din visul ăsta și vedeți că aveți un pește mort pe masă, ca idee zic. Nu e nicio problemă, doamna. Poftim? Mai târziu, vin. E deschisă, bro, e deschisă. Nu știu ce, el e confuz maxim. Stai că a obosit și al meu. N-am ce să-i fac, îl mai las să-și tragă suflet. Iară se numește că nu mai bei niciodată. Ok. Să te fugărește casă. Ok. Altă variantă n-am, dar văd că trece din când în când ceva. Sau fi pe sub. Fall damage. Știu că s-a amestecat, dar nu mai înțeleg. Bun. Păi... așteptăm atunci. Mai stăm un pic. A făcut bere, făcut-o vă, dar vapor. Hai mă! Hai că poți! Băi, da, știu că mi-am luat full damage și am mai fost aici. Oh, stai puțin că aici... Cât a full damage îmi iau acum? Bă, băiatule, bă, trebuia să am răbdare. Ia să vedem de unde. Aici. Aici. Ok, hai că n-a fost grav. Dar aici avem o problemă. Putem? Mi-au full damage? Nu, nu mi-au. N-ar trebui! N-ar trebui! Dacă asta iau foarte puțin. Și... îl așteptăm. L-
da, s-a dezvoltat jocul adevărat. Adevărat. Când ajunge ăsta așa, da. E de la... S-ar putea să fie amândouă, Tiger. Și berea și... Și jocul. Nu, nu. Nu? Acum? Și unde era... Nu aici. Unde trebuia să ajung? Că era undeva... Cum am făcut? Nu mai știu cum am făcut. Ah, ok, ok. Ah, ok, nice. M-am grăbit acolo, da. Clickerul era aici. Una bucată ușă. An elevator? Lift, sure. Perfect, vis. Lift. Next stop, Sandy. Gat. You're doing well. Keep going. It's hard to make sense of this place. It's a dream. This is a vast place, home to forces and beings that are completely alien. The Dark Presence. Yes. I don't know what happened to it after your final encounter. Is there any way out of here? Sometimes transmissions can be sent between worlds. You've done this yourself. But to actually leave the dark place, I haven't found a way. Nous avons arrivé, adică am ajuns. Stucky's gas station. Not something I particularly wanted to see, but obviously I wasn't the one in the driver's seat. Another memory made real. Blake would never make it. The insanity no. He was facing shotgun. Was already a part of it, in him, his own doing. He couldn't possibly win. He didn't even want to. Lasă-mă să ies. Unde trebuie să ajung? At least the lighthouse was much lighthouse. Closer now. I would have to make my way up there somehow. Nu știu cât mai e. Da, de vreme. Puteam să mă duc și aici, la lumina asta, să nu mă mai bat cu ei. Doamne, mă omoară când obosește, mă enervează atât de tare. Doamne ferește când mă enervează pe mine că obosește caracterul. Doamne ferește cine a venit cu ideea asta. Bă, băiatule, bă. Bă, băiatule. Wyatt. Bridge. N-ajunge. Mor, bă, dacă mă duc de aici? Nu mor. De ce? Aproape. Aproape. Ok. Într-un pic aici la curent. There was no power to the log lift. Ah, no. Zici? Ah, no. Shotgun time. I'm a pop winner. Știm, știm. Ihai.
Păreri împărțite cu legat de comentarii. Da, bănuiesc că n-are cum să fie fericită toată lumea. Noi, eu încerc, dar n-ai cum. Deci la jumate-jumate. Elisei, bună seara. Cum adică spicy? Karma. Spicy. Bănuiesc că ăsta e drumul. Așa. Pa 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 pam. Pa 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 pa. Păi stai așa că nu ești. N-am folosit ăsta? God. Alte umbre, nu zice. Mor shadows. Hey, the part of you that is in control is in the cabin, dreaming and insane. Aha. I don't think I like that. You represent the part of Alan Wake that is capable of rational thought and planning, which is why I'm talking to you. If that part can regain control, then you have a chance of making it. But a part of you wants to give in. There's comfort in the oblivion of dreams. You represent the part that isn't ready to quit and die. Wait, are you telling me I'm not real? You're as real as anything else in this place. So there are two of me? Yes. And the one you called Mr. Scratch, he's me as well? Da. No. That's your name, Mr. Dane, Scratch. Are you playing some kind of game with me? I am not the author of your story. How can you say that when you wrote that page about me and the clicker? It wasn't one of my pages. You directed me to it. You had Weaver guard it. Yes, she was needed. And you needed the clicker. But I'm not. What? I don't understand. Alan, you should keep going. Zane? Zane, come on! Am băgat în chat. Well, that cleared things up. Exact. No, 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 stai acolo. Bine că am mai pus astea, bumurile alea, că altfel s-au gândit și ei totuși. Că altfel era... Nu știu cine e Mr. Scratch. Eu am crezut că suntem tot noi. The bridge groaned in the unnatural wind. It was heralding the enemy's arrival. Wait, what leads? Avem ceva bătărie în față. Asta îmi plac cel mai mult. Asta îmi plac. Pam. Ah, shotgun. Crumble, crumble, boom. Ok. Dacă dau crumble. Se mișcă al meu. Doar atât? A trebuit să zic eu doar atât. Boom.
Adică. Boom! Bine, puteam să fug la lumina asta. Puteam. Ia zi, bro, care e treaba? Ajută-mă. Control your dreams. There's a connection. You were in my dream. Yes. I taught you. You fixed the foolish mistake I made with Barbara. Avem baterii. Avem gloanțe. Suntem full. Salut, Mario. Salut, salut. Atât. Hai cu Lighthouse. Hai direct. Să ne batem cu noi înșine sau cu Scratch sau cu cine o fi. Clash. Mai avem un băiat acolo sus. Ăla a dat cu topoare de sus. Interesant. Hey, wow. Stați un pic cum ați prins aici la mijloc. Nu fiți dă-te la o parte. Nu mai am timp. Dacă ar putea să nu obosească asta. Unde e flash-ul ăla? Mă rog, whatever. Cărți, ne atacă și păsările, normal, să ne ucidă, să ne facă rău. Îmi dă și ăla cu topoare de... Bă, stați mă, bă, nu mai am chef, bă, oameni buni, nu mai vreau să mă bag cu voi. Cum pot să vă zic, trebuia să folosesc alea mai târziu. Câte am? 16, aveam o grămadă, ce... Hai de capul meu. Am crezut că am mai puține. Nu ne mai bate cu ei, mergem direct. Așa. Reload. Rămânem pe shotgun. Și dăm fast. S-ar putea să n-am loc pe lângă el. Ba da, am. E bine. Alan, cât ai mers, frățică? Cât ai mers, tată? No. Hai zic. Bun. I-am evitat. 7. E bine. Wake ran for the light. It was pointless. He would never reach it. His life would be snuffed out just as easily as the very thing he thought would save him. Even with the light gone, all I could do was keep going. Mai reacționa la lumină. Ce se întâmplă cu tine? Bun. Nu cred că te cred că e overkill săritul, dar... Mă rog, în fine. Trage sufletul. Țipăt. Focus.
Since we're being so frank here, Alan, and let me just reiterate how happy I am that you've had this breakthrough, I would like to summarize your condition. By all means. And please, just let me know if you think I'm being unfair. All right. Well, let's start with the obvious. The car crash. Untreated head trauma. All due respect to Doc Nelson, but he's hardly a neurosurgeon. I think that the injury has affected you more than you realize. Yeah, I have had bad headaches. Then there's your history of substance abuse, which, combined with your chronic insomnia, has resulted in hallucinations and extremely poor impulse control. That's a dangerous combination, one which your wife has unfortunately had to suffer from far more than you. I know. I know she has. I don't think I'm exaggerating when I say that you are existing in a state of all-encompassing denial. Your vivid fantasy casts you as a heroic victim. Nimic nou, mă. Nu-mi zice nimic ăsta. Da, sunt prins în lumea mea, am nebunit la... Sunt cu capul. Nimic nou. Ar putea să zici, ești cu capul și să trecem mai departe. Dr. Hartman, I think that's spot on. I can't argue with any of that. Well, I'm sure I'm stating the obvious. I don't want to labor the point, but, well, I understand. It's important that I face it. Precisely, Alan. You've put so much effort and imagination into this self-deception, but what good has it really done for you? You refused my offer of help, and here you are. Did being so obdurate really get you to a better place? This was just another attempt to confuse me. By now I knew these phantoms and figments for what they were. Da, exact asta spune și că deja a part of me wallowed in. What I heard in there wasn't the truth. Deja cunosc asta până dar m-am prins, am trecut prin ele. That made me all the more determined to force myself to snap out of it. I didn't want to be that guy anymore. I had to make myself see the light. Bam bam. Da, după aia am realizat că trebuia să iau mâna de pe focusul ăla și să... s-au dus, majoritatea s-au dus. Până la urmă, știi ceva? Deci n-aveam nevoie. Merge, merge. Lighthouse. Deja știm asta, frate. Jesus. Încercăm manevra noastră clasică. Nu mai pot, frățică, eu vă cred umbrele, vă cred, momul, ca vă cred. Dacă n-ar obosi ăsta, ce bine ar fi. Dar obosește. Aha, aha, ok. Ok. Stai cu minte. Ok. Well done. You have come far, but there's still a little further to go. You must take full control of your own mind. Reject all of the fantasies you have constructed. Așa, și cum fac asta? I think I can do that. A lot of the stuff I've seen here is personal and ugly as hell. I'll admit it hurts, but it's not fooling me. I know it's fake. Good. You are aware. The part of you bent on self-destruction is not. But you must be careful. Just because you know the lies for what they are, that doesn't make the danger any less real. I'll make it. I don't have any choice. Here. I cannot come any further, but this will help you on your way. Okay, bun. Mai dau o pagină. Memory. Hey, let me tell you something, Alan. I know how your mind works. You screw up, then you start analyzing it, and before you know it, you start writing all these horror stories in your head. Don't you? Come on, I don't do that. Yes, you do. I know how it goes. You're a complete failure. I hate you and I'll never forgive you for whatever it was that you did. Am I wrong? Oh, man. See? I know you. Okay. But, Alan, it's all in your head. Grămadă, it is. I love you. And I'm not going anywhere. Bravo, mă. Aha. Despre asta e vorba. Aici. Perfect. Aici bate. Clear. Hai.
Încă o dată. Aia zic. Și încă o dată. Atât. Perfect. Și încă o dată. Și vine raza. 3, 2, 1. Bang! Rază. Rază. Aia zic. Ia bă, tine. Ia, stați un pic. Atât. Wow! Stați, mă, băi, 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 băi. Așa, mă. Aaaa, scăpat! Încă puțin și ajungem la Lighthouse. Avem băieți, avem. Mulți chiar. Stați un pic pe loc. Funcționează. Veniți încoace. Cât m-a lăsat ăsta cu viață. Să-mi bag cele la limita a fost asta. Am uitat că unii au această mișcare. Alții? It never ends, am înțeles. Sunt aproape mort. Aproape mort. Haide băiatul. Atât. Nu. De unde? De jos? Nu, e bine. Cred că e bine, abanam. Rămânem un pic pe poziție. Hey bro, ți-ai dat respawn aici. Hai să dăm clear. Și să mergem mai departe cu ăsta. Așa. Battery. Hai raze. Poți să mori și deodată că nu. Perfect. Foarte puțin mai aveam. Haide, mă, nu cred. Că am spart asta. Dar se pare că n-am spart-o. Am dat, frate. Merge. Hai. Și am senzația că s-a... Îi atinge oare?
the lighthouse. I was relieved to have made it here, but I wasn't sure what was going to happen now. Bun. Am ajuns, bă. Lighthouse. Avem gloanțe, avem de toate. Hai, mă. Hai, mă, tată, mă. Aici cu final de DLC. Salut, salut tuturor celor care au zis salut. Acum m-am întors către voi. Zane had left me. Mihai, Sava, Cosmin. Sure had done. Hai că se termină, adevărat, Florin. Adevăratuși. I was on my own. Still he had gotten me this far. I would never have made it by myself. This thing was going to end. It wouldn't be long now. Hai. Hai să vedem dacă mai aduce ceva DLC-ul ăsta. Primul spune că n-a zis nimic, dar în fine. Pe ideea fun, ești fun, Alan Wake, funcționează, nu te deranjează cu nimic. Numai primești niște ore de gameplay acolo. Păi, și nu mai merge sau care-i treaba? Ah, return. What? Ah, ok, mai sus. Ia-mă, hai să vedem. Doamne ajută, da. Ah, I was surprised by the change of scenery, but not much. Deci am ajuns la cabine de unde a început totul. The way the dark place flowed. Wow. It's gorgeous. Da, așa începe jocul. It's something, all right. Dacă mergeam în stânga, ajungeam la... Așa era. Când am venit noi, podul ăsta se ducea frumos, cum vă uitați. De aici, așa, se ducea acolo. Bam. Dar nu mai merge așa, pe direct. Hey, Al. Feeling kind of depressed here. What? So Zane's your new buddy now. I feel abandoned. This is ridiculous. You're not even real. That doesn't mean I don't have any feelings. Are și problemele lui. Că Zane e nouul nostru prieten. Thing is, you el need to get abandonat. All rational here. Abandon your fantasies, right? Well, I kind of hate to say this, pal, but I'm one. Fine, you're abandoned. Bye. Al, what I'm saying is the only way you're getting in that cabin is through me. It's one of those kill your darlings things. But hell, you're used to that, big shot writer. Am I right? It was in everything. It was even taking the people Wake knew, turning his friends against him. Știi, să-mi bat cu el, să trec prin el, ca să ajung la cabana aia, altfel n-ajung. Oh. What does it say about you when you're this desperate to keep yourself from getting bitter? Here we go! I'm earning a 50% commission. First make yourself an imaginary friend, and then you can't even get along with that guy. People skills, Al, you're a master. Bun. Let's crack that writer's block of yours, Alan. You're a master of crime fiction, an expert on murder in dark alleyways, and a master of substance abuse. That's the best part. Think of this as critical shot treatment. Când vrei tu, bro. Când vrei tu. Atacă când vrei tu. Da, hai să o facem astăzi. Hard
chestii? Am pus ăsta. Nu mai am. Nu mai am, acum e unde să am. Doi, două bucăți. Spatele la stângă. Spatele la stângă. Gangsters and assholes. And you're not a gangster. Because they make money all the time. Ăsta, ăștia doi sunt moșii ăia, dar când erau ei tineri. Undeva trebuie să vă opriți, bă. Eu vă zic, undeva. Păi cum, că eram în slide. Mori și deodată, mersi. De ce? Așa, mă, frate, bine știu că deja ne-am bătut cu toate umbrele posibile. Sunt cam loc cu viața. Da, nu-i problemă. Cum o facem pe asta? Punem și noi bateria? Hai că mă duc până la aici, până la asta, să mai iau niște baterii, că e clar că stăm până mâine aici. Nu mai pot, nu mai pot, gata. Atât, mă, asta zic, Doamne ajută, hai. Adică. Deja e prea mult. Adevărat, frate. Adevărat e, din punctul ăsta de vedere. Oh. Why is this happening to me? It's too dark. Where am I? I can't find my way. Și nu ne trezi. Why is this happening to me? Can't find my way. It's too dark. Why? Why is this happening to me? Just like that, my mind was clear. Zane had been right. I could think clearly again. But I couldn't survive in this place the way he had, and I might not make it back a second time. Leaving this place would be hard. Maybe impossible. It wouldn't take much for my thoughts to stray again. It was too easy to get lost in the dark place. Finally, before, I was ready to curl up and die. Let myself slip away. But here I was. The yet unwritten future waiting to unfold before me. A sequel to Departure. My name is Alan Wake. And I'm a writer. Eu zic, bă, bă, mă, serios. Ah.
Eu cred că DLC-urile astea funcționează strict pentru fani. Pentru că noi știm că în partea a doua o să fie treabă. Deci cred că funcționează pentru cineva care poate nu s-a săturat de omorât umbre și chiar îi se pare fain asta și nu-i nimic rău în treaba asta. Doar că... Hai să ne mai uităm dacă mai există episoade. Easy. Nu, ăsta e, The Writer. Ok, bun. Numai, gata, e finalizată treaba. S-au terminat și DLC-urile de la băiatul ăsta. Nu mi s-a părut necesar să, acum, parcurgând din nou treaba asta. Ioana, stai că deschidem alt joc, că ăsta l-am încheiat. Deci nu e nicio pierdere. Stai chill. Oricum, mai bine că s-a terminat, că nu mai puteam eu să duc umbrele alea, nu mai... Dar mi se pare că, repet, cred că funcționează pentru cineva care e fan, nu mi se pare că aduc nimic nou sub soare. Nu știm nimic și cum bănuiam, n-avea cum să iasă de acolo. O să vedem în partea a doua. Pentru că partea a doua, din ce am văzut în trailer, în primul rând dinamicii sunt mult mai variați. Și... E bine că să mai variați, mai schimbăm, știi? Și plus că ăla e mult mai gore, am văzut acolo niște... cum ar fi? Să bag un vot, exact ca bău. Să luăm jocul de la capăt? Am văzut să vedem dacă nebunim noi, pe bune, noi. Poate nu mă mai trezesc niciodată din asta și îmi puși umbre peste tot. Oli, ești pe zonă? Da, sunt. Ai jucat ăla? Da. A? Da, am jucat. Și cum ți se pare? Pentru tine, cred că o să-ți plac. E genul tău. Adică? E genul tău, așa. E horror sau e... E un demo, ce vrei. A, nu te-a lăsat să... Nu te-a speriat în demo. De obicei, demo-urile... Mai puternici, așa mai... Dar e genul tău, așa. Păi eu sunt absolut convins că dacă bie să bag pool, vot, mă pune să-l joc de la capăt, că... Deși nu o să vi se pară, Fanny, că îl facem de la capăt, iau cu episodul 1, și vă trece, după 10 minute stăți așa, bă, hai, stai mă, că am glumit, frate. Am făcut și noi o glumă, dar, pe bune. Da, absolut, Paul. Sunt total de acord că am auzit de el, numai de bine, de Alan Wake. Noi acum vorbim strict de cum se simte. Și se simte ca un joc din 2010. Cu structură din 2010, mai simplă. De-aia zic că partea a doua, la ce am văzut eu un trailer, bă, n-are cum, o să fie șmecheră. Sper să fie. Dar eu cred că o să fie. Pentru că arată bine rău de tot. Adică și vizual și caracterele sunt mișto făcute. Vom vedea, vom vedea. Apare în octombrie. Acum știm și cunoaștem lumea lui Alan Wake. Deci intrăm în partea a doua ca niște cunoscători. Nu intrăm așa ca niște băieți care nu știu ce și cum și țaca-paca. Ce urmează? Stai puțin să mă gândesc acum. În primul rând... Mă uit pe niște jocuri pe care le-ați zis voi, de curiozitate. Și acum în direct aleg unul. Mi s-a luat. Deci. Vreau să mă uit pe niște propuneri de mi le-ați spus voi. Și... Stai, aș, Before Your Eyes. Aș fi jucat Before Your Eyes.
Dar eu nu știu cum vede, cum îmi vede el ochii. N-are cum. Anti-chamber. Hai să vedem cum arată asta, dacă îmi place. Avem una bucată de monologist. Ia să-l căutăm noi. Hai să-l ne aruncăm așa o privire, care mi se pare interesant așa o cateringă, dacă nu. Oricum îl încep următorul și o să-i zic joc jocuri. Că dacă nu-mi place, îl opresc și iau altul. Și le schimb capă șosete. Le trailer. Cât are asta? 42 de secunde. Oficial. 48. L-a jucat Markiplier. Pe demonologist. Which means it's good. It's very nice, very, very good, Dan. Îmi place de Markiplier și de aici. You know? Ăsta e demonologistul, el așa în trailer arată bine. Arată minunat. 2-10. Miau? Wishlist now on Steam. Oh yeah. Bă. A crezut doamna că mă sperie, dar nu, e chiar așa. Am mai văzut și noi jocuri de groază, nu mai e ce a fost odată. E asta puțin. Interesant. Și acum că l-am văzut că îl joacă Markiplier, parcă și Jack Frags zice despre joc: this horror game is actually good. Asta cine mai e, mă? Donat Open. Băiatul ăsta știe cineva? Donat Open, nu deschideți. On here. Ed, where are you? Julia, wait! She's coming. What is this thing chasing me? Oh, hello. This is my home, but at the same time, it's not. No matter how. Do not open the door. There is darkness. Am înțeles. Asta e pe Xbox. PlayStation. Uite, îmi place sunetul ăsta. I like it. Stai, cum era ăla de zis tu? Am zis. Nu mai Costin. Gata, am înțeles. Ce DLC-urile? Există un Alan Wake Nightmare. Celalalt DLC, Jesus. Păi dacă Nightmare, n-am fost până acum în Nightmare, pe bune. Stai, cum ai zis că se numește ăla, cum ai... Aș vrea unul scurt, mă. Aș vrea să joc ăla Dar nu știu cum îl poți juca. El trebuie să vadă când clipești. Mi se părea drăguță convenția și cred că ăla se poate, dar pe, zi să-i zic, cum se numește, pui și virtual, Oculus, VR, ăla era, așa.
Ăla cu vulpea și cu pui? Să mergem acolo? Îl avem pe ăla. Stai puțin. Le trailer. Oh là. Ok. Promițător. Mi-amintește de Stanley Parable. Dar cu da. Technical excellence. Uf, ia uite-l pe băiatul ăsta câte premii a luat. Vrem să ne rănim. Vrem să ne rănim creierii, mă? Să ne facem rău? La materia cenușie? Să ne zduhănim? Poate. Nu zic nu. M-a omorât? Deja sunetul, mă. Senzația că ăsta e făcut ca să-ți ca să uiți tot. E la modul, băi. Da, nu zic nu. E interesant. Dar dar mai stăm un pic. Mai băgăm o fisă. Before your eyes ăsta aici vreau. Mai poate să fiu ăsta, welcome to, așa. Stați un pic, că până dacă îmi face me. Ah, nu, păi trebuie să, ok, scuze. Trebuie să apeși pe el ca să știți. Este și mai nou. Eu știu pe băiatul ăsta. Aha, ați zis voi și de ăsta. Și... nu v-am luat cu mine? De ce n-avem sunet? Why do not... ah, încă cumva s-a oprit. Da, să luăm de la început, că ne-a indus în eroare. Salut, salut! Și de ăștia au zis oamenii că nu, Evil Within nu e așa scary. Și cred că l-am jucat pe Evil Within. Că sunt multe care seamănă Evil Within, Darkness Inside, toate sunt așa. Deci de aici confuzie. Nu mai bag Assassin's Creed, am băgat Raymond. Am băgat Origin-ul. E în live-uri mai des. O să bag, zi să-i zic, o să bag
Miraj. Să mergem pe poveste, mă, să ne ducem în ăsta de mi-a zis voi, să mergem așa pe, nu știu că e chill ăla, dar pe Walking Dead sau să mergem pe ăla, pe Wolf Among Us. Da, am încercat, dar nu l-am jucat pe stream, Alexandru. Să mergem așa pe din astea, așa, pe Wolf Among Us, adică story time așa. Să bag vot. Walking Dead sau văd că sunteți pe... Nu știu cum sunt. Aș putea să le pun pe Wolf Among Us. Să mergem pe direct, că am fost aici. Zona întunecată, țaca-paca. Mai facem o alegere, mai au o discuție. Nu Plague Tale, că Plague Tale e, în primul rând, e în altă direcție total și nu am acum stare de hai să mă ascund până trec gărzile. Nu zic că n-arată excelent, dar nu aș merge acum pe asta. Fii atent, că vă dau acum niște sondaje generale. Le mai rotunjim așa. Nu, asta nu mai vreau să fie. Șterge-o. Și mai verific eu un pic aici o treabă. Ia. Poate îmi place The Grey Hill Incident. Un joc scurtcică. Tot de la voi. Van, zice. Halo, și ăsta a jucat, ok. Până ne mai... Ah, cu extraterestri. No! No, Henry! Lunatics and conspiracy theorists claim to have seen a UFO. The minority tries to convince other people that the small green aliens are real. They're lying. The government. That is not a weather balloon. Ryan, this is an absolute invasion. Do you know what that means? They'll abduct everyone in the village. Humans, animals, and every little insect. They'll take samples of everything, making experiments on everyone. This is an extraterrestrial investigation. This can't be our end. I don't want to end up as an alien experiment victim. We can't talk about it to the police. They'll just lock us up in a psych ward. Several animals have already disappeared. The neighborhood watch takes care of it. It's Ryan's turn today. He will visit you tonight during his tour. Put something in me. Some kind of metal, baby. Who are you? In which part? God, I hope they didn't start drilling into his teeth. Rachel! Good luck, Ryan. I'm waiting for you. Look, the grass I took to hit the little game, I saw that I told. PlayStation. No, e Buhuhu Warlocks. Na, Little Nightmares e pe atmosferă așa, dar Buhuhu n-a zice. Mai bag o fisă. Apropo de Stan Lee, apare un joculeț tot așa cu player versus narrator. Da, n-a apărut, nu? Slay the Princess. Apare până la sfârșitul anului? Oh, cum drăguț, Slay the Princess. Hai să dăm o privire așa. Ia. The Princess. De ce îmi zice asta? All endings. What?
A apărut, să știi. Că văd că e all endings, chestii trestii balamuc. Ia. You're on a path in the woods. And at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Ok. You're here to slay her. Wait, what? If you don't, it will be the end of the world. Now hold on a second. Don't you listen to him? What did I ever do to you? She will do everything in her power to stop you. Well, yeah. I don't want to die. She'll charm and she'll lie and she'll promise you the world. And if she has the chance, she will kill you a dozen times over. Is he even listening to me? Don't forget, the fate of the world rests on your shoulders. You're not actually going to try and slay me or anything, right? Because I wouldn't if I were you. Ooh. If you try, I'll kill you as many times as it takes. What? Super drăguț. What? Excuse me? Slay the princess. Drăguț. Mi s-a părut și mie Caterinca genial. Adică mi s-a părut așa, la modul... Mi s-a părut Caterinca. Ia stai puțin că verific să văd dacă... De ce la oia? Ia stai. Doar să-l văd așa dacă există Steam. Ia vină cu acest Steam. Vină cu acest să văd dacă ai tu Slay the Princess. Și Starfield. Acolo e treaba. 70 de coco. Ah, bravo. Normal că e jocul mare. Am putea să îl da cu 50. Slay the Princess. Ah, e demo. Ia să-l punem pe wishlist. Add. Da, demo. Păcat. Păcat. Salut. I am a future. La Pro TV. M-ai văzut la ProTV și aici, direct în direct, cum ar veni. Live. I am future. Bă, ce, de unde le scoateți, bă, frate? N-am auzit în viața mea de jocurile astea. Trailer, ia. Și Slay the Princess, asta e Caterinca maximă. Trebuie jucat. Trebuie jucat. Soto. Early access. Asta e I am future. A, cred că îl știu. Da, Florin, șmecher, șmecher ăla, bă. Șmecher. Îl joc. Dar nu e încă... E un demo. Dacă vreți, putem să aruncăm o privire așa pe un demo scurt și jucăm două sau trei sau cât o fi. Nu e problemă. Uf. Nu, sunteți pe poveste și alegeri. Lupta e egală, văd eu aici. Adică 51 versus 49 groază. Lumea e împărțită. Bam, bam. Nu știu ce e asta. Oh. Da, nu știu ce asta. Ați face un fel de... Are bă, vizualul de la bă, zi să-i zic, de la Fortnite. Și un fel de survival, bănuiesc. Asta e ideea. Să faci o bază, dar cu această grafică. A, mă rog, cred că e destul de chill așa.
Da, da, da. În cum vorbește pe Cileanu așa. Pe Chili Willy. Are foarte multe alegeri? Bănuiesc. Bănuiesc, Gabi. Bănuiesc. Bănuiesc că e pe puternic pe alegeri. Seamănă. Seamănă cu sine. Dar cred că e drăguț pe Cileanu așa. Buf, alt survivor. Și te duci la el. Te-ai cu baza și te duci la el. Pete, Sorin, aruncăm o privire. Că tot suntem în... Dacă nu, vă mai dau un sondaj acum. Vedem ce e. Pe corectele, fără supărare. Uite ce accident a avut ăsta. Jesus. S-a rupt mașina în două. Va fi și viteza de vină. Bă, băiatul. Ce am zis? Pete. Pragmata mi-a apărut, bă. Pragmata care o să iasă cândva. Ia uite-l pe ăsta, bă. 2014, mai vechiuț, dar... Nu viteza corect, Silviu, adevărat. Nu viteza, oprirea bruscă. A rupt mașina, era o mașină ruptă în două. Și adevărat că nu viteza. Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. E un cap într-o pungă care vorbește cu mine. Și sunt și gândați. The only me is me. Are you sure the only you is you? Păi cine a pus, mă? Cine v-a pus, mă? Aprinde un bec, aprinde ceva în cameră, ține bunit. El juca pe întuneric. Aia le trebuia lor. Întuneric. La joc de groază. Pune luminile, toate luminile din casă, aprinde-le. E, cum să joci așa ceva? Nu. Am, apare Silent Hill. Când zice, mă, că apare Silent Hill, frate? Apare Silent Hill? Stați un pic. Vreau să văd și trailerul ăsta. Apare? Da, apare 2. Da? Nu am văzut apare. A, l-am văzut. Zici că e Panorama? Eu zic că e... merge, chill. Eu nu mă dau în spate dacă... Nu mă dă grafica în spate. Am jucat, gândește că am băgat, zic să-i zic, mă, nu... Minecraft, că evident am băgat și Minecraft. Dar am jucat... Creativeverse. Era acolo, e, ca și grafică. S-a apucat Caterinca. Așa, chillax, cu copilașii, știi? Dacă știi de ce zic, de Creativeverse. E pe acolo, tot în zona asta. Am jucat Manita, ăla cu rechinul. Am jucat. Mă rog, e Caterinca, e drăguțel. Ce mai joci pe PS? Acum am pe PS instalat așa... God of War 3, cred. Little Nightmares. Ăsta lui Kojima, cum îl cheamă? I know what you are. Am înțeles. Pete trebuia să fie ultimul Silent Hill al lui Hideo Kojima. Apoi a plecat la Konami. Mulțumim de info, Marius. Death Stranding, mulțumim, Marius, ăla era, frate. Death Stranding, asta am acum în și Alan Wake. Că dacă ai PlayStation Plus, e Alan Wake cu
din partea casei, cum ar veni. Și Alan Wake cu și ăla cu vulpea, care e foarte simpatic așa, dacă ai PlayStation Plus. Bun, povești și alegeri. Ăsta-l cunosc deja. Voi vreți povești și alegeri. Și atunci, povești și alegeri, tot de la voi, știu doar două. Stai că vă iau cu mine. Scădeuș. Deci nu vreți... Mă rog, sunteți acolo, sunteți împărțiți. Și un joc care le combină pe amândouă, alegeri și... și nu știu dacă sunt majore, nu știu că am dat timp de query să aleg și să... nu mai știu cum funcționa, dacă îți dă timp să alegi. Că l-am instalat aici, o băiat. Ca idee. Știu că ne-am apucat noi de el într-un live, dar mi se părea că era pompat așa un pic de streamer și aveam senzația că, că au luat ceva. Ei așa. Și au luat și ei partea lor, cum ar veni. Horizon... Îl avem și pe băiatul ăsta, ca idee. Vă zic așa, eu vă zic ce mai se leagă la mine acum, că o facem acum. Dacă nu, dau cu sondaj 2 și anume ce știu de la voi, ăla, Walking Dead și cu Wolf Among Us. Nu, nu mă duc mainstream, că ăsta Horizon Zero Dawn, spun eu, sunt 500 de ore de gameplay. Detroit Become Human există, Alexandru, e jocul de la alegeri, ăla mi se pare mie, the one. Adică șmecher. Life is Strange. Și Life is Strange cu alegeri? Aștept să-l văd. Life. Good. Strange. A Strange. Îl știu, l-am văzut. Ce mai am eu cu alegeri? L-am văzut, știu despre ce... Mai aveam unul cu alegeri? O să le pun pe astea două, pentru că am auzit de la voi de bine. Astea două, Wolf Among Us sau Walking Dead. Nu știu dacă o să le duc până la capăt. Vreți voi să pun și Life is Strange? Îl pun și pe ăla. Da, am jucat un pic, Saitama, Sinking City. Știu de ce zici. Îl știu, pe Sinking City. The Lost Wild? Nu, Runaway, nu-l cunosc pe The Lost Wild. Sau poate îl cunosc, dar nu mai știu. Lost Village. Le trailer. Stați un pic, să-l vedem și pe ăsta ce știe. E cum automată, dă-i și tu 4K, ce-i? Pe de-aia dăm bani. Doamne, dacă îl vede filmul pe ăsta, s-a terminat șmecheria. Dacă vede dinozauri ăștia, s-a terminat șmecheria. Că e în perioada cu dinozaurii. Dacă e... Și mașină, la mașină a zis asta o luăm. Și eu am zis de ce. Că are Rex în nume. Și de la T-Rex. Deci la el asta a fost suficient. Asta, da, asta o luăm. Un fel de Jurassic Park, așa. Da, că se sperie de lumină ăștia. Pop.
poate să fie interesant. Știi ce ar trebui? Lua ăsta un cop. Să mai intru eu cu încă trei tovarăși, să fugim de dinozauri. Sau cu trei din... trei oameni. Patru, să fim squad. Să fugim ca nebunii în pădure de când ne aleargă dinozauri. Păi nu e, că n-a ieșit încă. E showcase. Wishlist, un Steam. Da. Bă, dar ce mi-a plăcut ăla cu Slay the Princess. Cred că o să-l downloadez. Facem și demo de la Slay the Princess și după aia începem cu povestea. Stai puțin. Cum Asta. Ia zi de los, Wild. Te pune și pe tine pe wishlist. Add to wishlist. L-am adăugat și pe ăsta. Să fie și ăsta. Avem și demo? N-avem. Coming soon. L-am adăugat, dar l-am mai adăugând pe dată. On wishlist. Perfect. L-am pus aici. Interesant. Drăguț. Dacă are și un... Ia zice aici ceva? No, nu zice nimic. Deci e solo. E Han Solo. Single player. Ce drăguț era un cop. Fai de viața mea cum era. Dar în fine. Îi dăm o încercare și la Slay the Princess un pic, că vreau să-l văd așa, cum se simte. Mi-a plăcut foarte mult. Deci o să jucăm cât e asta, jumătate de oră, cât o fi demo-ul, dacă are jumătate de oră. Și după aia îi dăm cu ce alegem acum. Poveste și alegeri. Fără supărare. 50-50, aici sunt. Le 50, le 50. Ca idee, ajutați-mă un pic aici, că n-am ce să fac. E groază. Dacă luăm 51 poveste și alegeri. Florin, foarte bună. Abar n-aveam. Dacă mai e din asta, dacă îți mai apar jocuri, mi se pare că unul are umor. Ceea ce mi se pare super drăguț, adică aș fi avut chef acum de ceva cu umor, așa, știi? Nu neapărat... Așa facem, ai dreptate, Peti, zici bine. Mă duc, desfac și eu o berică, mai o poveste, mai o discuție, mai o alegere împreună. Nu știu dacă îl duc până la capăt, dar acum că e ultimul live, înainte să încep și eu munca, ceea ce e foarte bine că începe, nu zic, dar e ultimul. La următorul ne vedem, eu blond și superb, cum am zis. Și vedem, ar trebui să-l termin și pe ăla, ca să nu mai îmi stea pe creier. Zi să-i zic, Final Fantasy. Da, poveste și alege. Închidem sondajul. Benga. A, oricum a stat mai mult. Lupta e acolo. Poveste și alege 51%, ăsta zice poveste și alege 50% și groază 49%. Adică el a văzut, poftim. Dar a stat foarte mult poveste și alegeri. E fără supărare, nu ne supărăm, căci groaza a tot fost. Nu e ca și cum nu vă oferi groază. Oricum avem două pe care ar trebui să le punctăm. Și anume ăsta de a apărut, am vorbit în seara asta de el, cum îl chemam, Demonologist. Și Welcome to Cologne ăla sau... Dar cred că l-a jucat pe Demonologist pentru că l-am văzut că pe Markiplier. Bine, avea 25 de minute. De ce o fi jucat doar 25 de minute? Nu știu. Acestea fiind spuse. Wolf Among Us sau... ăla mai trebuie să mai facem. Tiger, cine a furat un proces, un procent? Mașina lor de voturi, știi cum e. A mers mai bine decât... Atlas Fallen arată șmecher, rău. N-am pus broasca, e adevărat, eu nu trebuia să pun și broasca. Benga, îi dăm cu... Da, puțin. Bănesc oricum nu e om. Dar aș putea să le joc pe astea pe PlayStation, că mi-ar surâ de ideea la astea cu alegeri. Există pe PlayStation? Wolf Among Us? Bănesc că nu trebuie să ne împușcăm cu nimeni. Ia ce zice. Zice... Telltale Games. Amândouă sunt de la Telltale. De când făceau ei jocuri puțin mai
Mai bine. Platforme nu, Android, PlayStation 4, PlayStation 3. Mor. PlayStation 4, The Walking Dead. ...2012, single player, Android, PlayStation 4, sunt mai vechiuță de asta, nu știu ele cu... Binga! Adaug o opțiune. Acum gata, vă dau. Ăsta e. Aici. M-a ajutat să aleg ăsta, unul din ele. Și după aceea dau o pauză de cât îmi trebuie mie să fac un thumbnail, dar o să-i spun joc jocuri. Pentru că dacă nu mi se pare ce trebuie, îl schimbăm, frate. Mergem, astăzi mergem așa haotic în live-ul ăsta, mai pe chill, că mi-am luat un pic de umbre și, mă rog, ăla nu e neapărat groază, Alan Wake. Da, așa, știi, umbre, chestii, împușcăm umbre și facem chestii. Vreți să pun și Life is Strange? Pun și Life is Strange, frate, stai. Stați un pic, stați un pic. Închei sondajul. Punem și Life is Strange. Dacă știi ceva, le punem pe toate. Nu. Din care... La ra 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 da. E de nevoie de niște muzică. Tovarășii și se schimbă, dar dușmanii nu. Asta după anii răi o vezi din anii buni. Contează ce aud ei, nu ce ai tu de spus. Când primește limita, când ai nu e de ajuns. Important de notat să rămâi pe plus. Nimeni n-a întrebat vreodată dacă am destul. Însă vrea să știe ce am mai făcut. Așa poate treaba mea devine treaba lui. Shout out to other Michael, padote imu stocol. Antomu nu-i de nu-i da poniro. De fapt o legat col. Ne chestii bara de chi. Ce go ime me to drop. Mergem și în partea asta. Da. Și gata. Am dat. Am dat. Je avais dat. Ca să fie bine, să nu fie rău. La modul ăla. E la voi. Fără supărare. Pentru cei care au vrut horror, facem, frate, și horror. Nu e ca și cum n-am face noi. Nu e ca și cum n-am avea noi horror. Ultimele două cântece îți zic imediat. Dacă zici de ăsta, asta e 246. Așa o cauți. 246 Tokyo Invaders. Ăsta e Punk B pentru anii răi și anii buni. Dacă zici de ăsta, ăsta nu mai știu cine. Cred că e ori Mili Fight Topic. Ia stai puțin că ți le zic acum. Le căutăm acum în direct. Mili.
Asta e. Dacă îți scriu că e complicație. Asta e. Asta. Joc ce vor oamenii să joc, Ionuț. O facem așa aici. Și celălalt era Tokyo Invaders 246. Ăsta, adică. Dacă da asta 20. Și celălalt e Punk B. Prin septembrie începe, Radu. Drăguț, Sorin, drăguț Shadow of the Colossus, drăguț, am jucat un pic, off stream, super drăguț, very nice, very people, poftim? Engleză, English. Cu drag, cu drag. Project Zomboid, ia stai puțin, că parcă nu îl știu și pe ăsta, să-l vedem așa un pic. Că eu amintesc Project. Percival, Persevier. Mamă, ce-mi place și ăsta, cred că e jocul la șmecher. Da, da, da. Aoleu, aștept jocul ăsta. Mi-a dat un vibe de... Ăsta n-am nicio legătură, doar mi-a apărut în... și mi-am reamintit de el. Pe băiatul ăsta. Pe băiatul ăsta. Îl aștept. Și dacă e... Îl aștept. Maxim. Vei hă zi iau ci? 冰科之火 这把剑 我本 Premium Premium Merci Buenas noches Raul 且让你们体会 Îl aștept pe băiatul ăsta. Ulong ăla. Zic că e mișto și ăla, dar mie îmi place și ăsta. Mult. Și întâlnirea asta de aici. Îl ajung băieții ăștia doi să îmi plac atacurile lui ăsta. Nilaela. Nilaela. Le știu pe toate. Și îmi place și cum e, graf, așa. Asta e the project the Percival. Hai mai e oan ma. The Percival. Percival. Tang yi jing mie. Și vreau să mă uit la ce ai zis tu, la project. Ah, gata, zic. Să fac băieții ăștia. E bine de tot ce asta. Și fiecare dată mă loveau. Băi, ce-și frumos el.
De fiecare dată mă loveau când devenea GTA-ul și trebuia să împrumut un PlayStation. Acum nu mai e cazul. Acum îl prind oriunde are și unde e. Bam! Da, genial, mulțumim de info. Ăla e Project Perceiver. Perceiver sau... Arată drăguț și ăsta. Și sunt multe care vin și arată bine. Și muzica e... Iartă-mă, băieți! The Walking Dead văd că e 47%. Ok, mergem acolo. Dăm drumul cu jocul, că e clar că s-a ales, din ce văd acolo, 50, direct. Vedem, nu l-am văzut, dar merg pe mâna voastră, ca să zic așa. Ce mai era? The Project Zomb. Dacă parcă-l citeam pe asta. Nox event is contained. I repeat, the Nox event is contained. What happened here? What's happening here? It's not contained. I had to find what I needed to survive and fight. But there were too many. And this is how I died. For the Sims. The next time, I was smarter. Like a zombie. I moved between the shadows, between the infected. But I wasn't smart enough. And this is how I died. I knew I had to leave this place. I found an empty farmhouse, a place where they'd never find me. I prepped, built defenses. I farmed. I fished and found a generator to keep me warm through winter, da. But it needed fuel. There was a gas station back up the road. I took the car and risked the noise it made, but I would never make it home. This is Project Zomboid. Survive together. Together, I stand on a co-op, which is not bad. As if you've got Inca. Un fel de, să zic, e rețeta clasică, doar că au optat pentru această structură, pentru această... Ia uite, bă, l-a prins, sărat. Project Zomboid. Sunt și mulți. The Ultimate Zombie Survival RPG. The Ultimate. Asta e drăguț, că e co-op. Poate să fie o caterincă asta, să știi, co-op. Pentru că și vezi când... ce mi-ai zis tu? Disco când... Stai puțin să mai văd atât unul singur și după aia închidem ăsta. Disco. What? Asta doar de curiozitate. In the great city, at the end of the world, there's a dead asta body behind the hostile cafeteria, and a strike that's about to become a war.
Precinct 57 sent their finest. Precinct 41 sends you. Prove them wrong or lose your mind. Disco Elysium. Get it now. Știu, frate, nu știu unde să le pun. Nu știu, Darkseid. E bine zis, are notă mare. O fi bun? Acum aici, Disco Elysium. Nu știu, nu mi-am făcut niciun fel de părere din acest trailer. Doar că arată într-adevăr interesant. Bun. Arată interesant. Bun, mergem mai departe. Nous avons arrêté la junglerie. Ia uite, mă, The Walking Dead s-a dus cu 49%, The Wolf Among Us e 18%, Life is Strange cu 20%. Deci ar fi ordinea The Walking Dead, Life is Strange, Wolf Among Us și Broasca Furioasă are și ea 14%. E la modul ăla. Bun, acestea fiind spuse, mulțumim de prezență, dispar cât îmi ia mie să iau The Walking Dead. Ba nu, hai că îl jucăm pe PC. Că mă gândeam să îl bagi joc pe PlayStation. Că mi-e mai așa. Mai, da, în fine, îl jucăm pe PC. Deci dispar, nu știu, să zic 10-20 de minute, vă duce și voi. Vreau să vrea să-i pe stream. Îl căutăm. Cred că găsim ceva. Nu, așa, și să nu uite prințesa, bravo Florin, așa e. Deci, instalez prințesa, vedem și demo-ul de ăla, ne facem o părere, mi s-a părut că arată Caterinca și-s curios ce găsim în demo. Și după aia mergem cu The Walking Dead. Și cred că o să pun thumbnail-ul cu The Walking Dead, dar repet, nu știu dacă îl duc până la cap. Hai să-mi fac o părere, i-ați zis voi, de obicei n-am greșit când am luat jocuri de la voi, când ați propus voi un joc și niciodată nu s-a întâmplat până acum. Dar vedem, dacă nu e sufletul meu acolo, îi dăm un live, o încercare și zanga banga. Oricum, mulțumim mult pentru prezență, mulțumim mult pentru că ați decis să veniți aici pe canalul ăsta, pentru like-uri și ne vedem în, nu știu să zic, 15 minute pe acolo, gen zona aia, 15-20 maxim, poate și mai repede, dacă termin mai repede. Așa că ne vedem, bag și ecou de final, un ecou! De final. Mi-a luat o voce. Un eco de final. Nu, te asistați să ai grijă, că e hard tune. Și e... S-a schimbat vocea, s-a dat ala peste cap. Când vreau să-mi cânt, să fac minune cu vocea mea și mi-a schimbat. Mi-a pus, acum merg pe robot. Hello? Ne vedem joi la Unirii, la Luminițe. Poate să uită și mă duc de curiozitate joi la Luminițe, deci seara, și poate vine și Elon Musk. În fine, mulțumim pentru like-uri, pentru subscribe, pentru prezență și ne vedem în 15 minute până fac și eu un thumbnail, downloadez prințesa și cu The Walking Dead și ne vedem aici. Până atunci, pauză. Îi dau cu stopaj la sursă în treniu.